România va primi compensații din partea Comisiei Europene pentru protejarea fermierilor locali, dar și pentru tranzitul de produse agricole ucrainene. Este vorba de 30 de milioane de euro, mai mult decât Slovacia, Bulgaria și Ungaria, care vor primi compensații de aproximativ 5 milioane, 9 milioane respectiv 16 milioane de euro. Doar Polonia primește mai mult decât România, și anume 40 de milioane de euro, pentru că are o suprafață mai mare decât țara noastră. Așa prevede acordul stabilit de executivul de la Bruxelles cu cele 5 state din centrul și estul Europa. Pe fondul crizei provocate de importurile de cereale și produse alimentare ieftine din Ucraina. Inițial, Comisia Europeană a decis în luna martie acordarea de compensații în valoare de 10 milioane de euro pentru România și a autorizat guvernul de la București să dubleze această sumă prin ajutoare de stat. Ministrul Agriculturii Petre Daia a precizat că noile compensații se adaugă sume inițiale de 10 milioane de euro.